Bună ziua, bine v-am găsit! Am ajuns în ultima zi a anului și nu-mi vine să cred când a trecut timpul. Mai ieri era 15 august, zi mare, ziua în care Metropola TV a avut prima emisie. Și uite cum am crescut noi în câteva luni, cât alții în câțiva ani și aici, între prieteni, s-au perindat artiști, personalități din lumea filmului, a muzicii, a modei, a teatrului, specialiști din diverse domenii care ne-au îmbogățit spiritual și care ne-au împărtășit poveștile lor de viață. O întâlnire cu totul și cu totul special a fost cu Monica Davidescu. Artista ne-a vorbit despre viața pe scenă, despre căsnicia ei frumoasă cu Aurelian Temișan și despre Dora, fiica lor care le-a moștenit latura artistică. Bună, Monica, se spune că 13 aduce ghinion, însă ție și lui Aurelian Temișan, 13 ți-a purtat noroc, sper că nu ești superstițioasă și nu ești, că s-a prins dragostea, v-a prins în mreje. Iată ce cuplu frumos format și astăzi. Înainte de a-ți răspunde la întrebare, vreau să-i salut pe toți cei care privesc la această nouă televiziune. Vreau să-ți urez mult succes cu această emisiune și să aflăm cât mai multe povești interesante din această emisiune, mai ales că, așa cum am înțeles, o să aveți foarte mulți invitați interesanți, de la care chiar putem să ascultăm multe lucruri frumoase. Asta ne și propunem și să intrăm. Mă bucur că vine și doamna lor. Felicia Filip, da. Care a fost președinta juriului la un festival online pentru copii, în care am participat și eu în juriu și ne-am mai întâlnit puțin și pe acolo, am mai schimbat păreri despre copii talentați. Monica, să ne întoarcem în acea zi de 13 ianuarie, acum 25 de ani, atât a trecut. Da, 25 de ani de când ne-am întâlnit. Aurelian, din contră, nu are nicio superstiție față de această zi, acest număr 13, pentru că el a locuit la numărul 13 în Craiova. Noi am locuit foarte mult timp pe strada 13 septembrie în București. Deci ne-au cam legat. V-a urmărit, da. Da, ne-a urmărit și nu cred că a fost cu ghinion, a fost un număr norocos. Așa cred eu. De altfel, fiecare zi are importanța ei, cumva, cum s-au legat lucrurile acolo. Eu prezentam un spectacol, el era invitat în spectacol și ne-am întâlnit, ne-am întrebat, eu l-am întrebat evident ca prezentator, dacă dorește să spun ceva, ceea ce eu nu știam despre el în acel spectacol. Nu ne cunoșteam până atunci, sau mă rog, eu știam puține lucruri despre el. Mi-a zis, nu, prezintă-mă cum vrei tu. Vreo 10 zile mai târziu, da, pe 24, el a avut un spectacol în care prezenta și cânta la sala Palatului și m-a invitat. Bine, nu m-a invitat numai pe mine, a invitat foarte multă lume, numai că a fost puțin mai mult pentru că pe mine m-a luat cu mașina și m-a prezentat și părinților lui și nu i-am văzut pe ceilalți colegi să-i fi prezentat părinților lui. După care a mai durat așa un pic cât am mai vorbit și apoi cam la vreo 3 luni ne-am început relația. Dacă crezi în predestinare, da. Uite, 13 v-a urmărit așa tot timpul, da, pe parcursul vieții, dar crezi în predestinare? Crezi că așa a fost să fie? Da. Cred foarte mult că sunt lucruri menite să se întâmple. Așa cum cred foarte mult că a fi actor sau a fi în această meserie e ceva ce te alege din altă parte. Adică n-aș putea spune, domnule, eu mi-am ales această meserie și am vrut și eu am... Da, eu am vrut, știu că am avut acolo, dar cred că a fost ceva mai de sus. O întâmplare mai importantă care m-a ales aici. Spune-mi dacă greșesc, eu mi-am făcut documentarea înainte, dar vreau să-mi spui dacă greșesc. Am o foaie, da. Spune-mi dacă în acea seară, când Temi te-a condus acasă, el locuia în partea cealaltă a orașului. Da, eu nu știam unde locuiește, am aflat mult mai târziu și, într-adevăr, el locuia în cealaltă parte a orașului. El, practic, locuia în 6, undeva pe la drumul Taberei, eu locuiam în 3, undeva Mihai Bravo. Și el a zis, da, e în drumul meu spre casă, pot să te las. Da, sigur. Nu știu dacă vă mai aduceți voi aminte sau, mă rog, bucureștenii știu destul de bine acest lucru. În perioada 90-2000,
toate restaurantele sau localurile de noapte aveau un program artistic, un program artistic pe care eu m-am bucurat să-l regăsesc după 2000 în foarte multe emisiuni de televiziune. Adică mulți oameni pe care i-am cunoscut acolo, și vorbesc despre oameni care lucrau în operă, dansatori, vorbesc despre oameni care realizau spectacole, vorbesc despre actori și despre cântăreți deopotrivă. I-am găsit după aceea cu multe numere asemănătoare, bine, lucrurile se transformă, evident, cu multe alte proiecte noi în televiziune. Adică a fost cumva un fel de școală pentru noi toți, sau un loc de muncă, sau o rampă de lansare, și ne-am regăsit după aceea în multe alte proiecte, în televiziune sau în teatru. Înainte să vă căsătoriți, voi ați avut vreo 11 ani de relație. Voi v-ați sudat bine ca și cuplu, da? Bine da. De tot. Te gândeai, mai mă cere, nu mă mai cere? Sau nu v-ați propus asta nu și a fost o chestie spontană? Asta. Nu. Daniela a fost cumva așa, ne simțim foarte bine împreună, ne-am cam crescut unul pe celălalt, pentru că eu aveam 22 de ani jumate, el avea 22 de ani și jumătate plus 2 luni. Și eram la început de drum, eram amândoi veniți din afară, amândoi veniți în București, într-un loc pe care nu-l cunoșteam și încercam să-l facem să fie al nostru. Acum mă simt așa de ancorată în București că nu mai pot să spun acasă în acasă, spun la sora mea acasă. E mai important așa. Și ne-am crescut cumva unul pe celălalt. Ce a învățat el mi-a spus și mie, ce am învățat eu i-am spus și lui, am făcut tot timpul un schimb de experiențe și în același timp ne-am acceptat criticile. Cred că asta a fost cea mai grea chestie și e cea mai grea, cel mai greu lucru la care poate să facă față un cuplu. Pentru că suntem doi artiști, fiecare pe culoarul lui, și bineînțeles că unui artist este destul de greu să primească critici. Primește sfaturi, primește indicații, lucrează, caută un rol, caută un ton, dar noi ne-am adus critici și nu spun constructive, vehemente sau care să denatureze în ceartă, ci critici constructive, într-adevăr, pentru că fiecare cumva a învățat din greșelile și ale celuilalt și ale lui personal, ca să ne perfecționăm unul pe celălalt. De să înțeleg că la voi în casă nu sunt certuri dintre acelea cu țipete, curlete, voi discutați despre problemele voastre, da, le lămuriți când ajungeți dar de fapt ăsta este cumva stilul nostru, cam în tot ce se întâmplă, dacă avem o dispută, prefer să-ți ascult punctul tău de vedere, care evident e în contra punctului meu de vedere, prefer să-mi asculți și tu și apoi, dacă chiar ne ajungem la o înțelegere, vreau să plecăm acasă, peste noapte, cu punctul tău, tu cu punctul meu, și a doua zi sigur găsim o cale de mijloc. Monica, spune-mi cum v-a fost în perioada aceasta dificilă, atât pentru noi cât și pentru voi ca artiști, da? Nu s-au mai jucat spectacole, a fost așa ceva, un haos, da? O brambura totală. Cum v-a fost? V-a fost greu? Să știi că încă suferim, m-am speriat puțin inițial, dar mi-am zis trebuie să transform ceea ce am în ceva frumos, pentru că nu puteam să stau acasă și să mă plâng, vai de mine, m-au închis ăștia în casă și n-am voie să ies. Am profitat foarte mult de faptul că suntem toți trei acasă și am făcut foarte multe activități împreună și ne-am transformat cumva casa într-un mini-studio. Aurelian a înregistrat foarte mult, a făcut trei, patru piese cu prietenii lui. Fiecare înregistra, apoi își trimitea, apoi se ducea la mixaj. Adică fiecare de acasă a fost cu mult mai greu. Dar am învățat foarte multe lucruri despre butoane, despre sunete, despre tonuri, despre cum e să asculți o melodie de un milion de ori, pentru că ultima piesă pe care a lansat-o Aurelian a fost în pandemie, Pizza. Pizza? Da. Să înțeleg că îi faci pizza? Să înțelegi, nu. Comandați. Nu știu, da, comandăm pizza, într-adevăr. Pentru că, cum să spun, stai acasă, te uiți la filme, te mai uiți la emisiuni TV, dar parcă ai simțit nevoia să faci ceva, iar noi chiar întotdeauna simțim nevoia să creăm ceva cu munca noastră. Am făcut un videoclip în pandemie cu foarte mulți prieteni care s-au filmat acasă, videoclipul lui la E groasă treaba, iar eu în fiecare zi din 16 martie și până când am ieșit din starea de restricție totală,
Am avut 61 de zile în care m-am întâlnit zi de zi, la 8 sau 8 și jumătate, cu copiii. Am citit povești pentru copii. Și nici nu mi-a venit să cred că mi-am creat o mică comunitate de copii cărora le place să asculte povești și de părinți cu care m-am împrietenit, nu-i cunosc. Dar s-a creat o comunitate. Da, pentru că cea mai mare mulțumire a mea, spre exemplu, a fost că mi-au trimis fotografii cu copiilor care au adormit cu capul lângă tabletă. Mi-ați adormit copilul astăzi. Mi-ați adormit copilul astăzi, mulțumesc. Mai treceți pe la noi. Da. La copiii mai mari, așa cum este Dora, am găsit multe activități care să ne apropie, pentru că ea cumva e deja mare. Da, da, da. Și atunci a fost mai ușor, dar la copiii mai mititei, între 3 și 7 ani, e destul de greu să le găsești activități în casă chiar toată ziua. Și am zis, măcar pentru o jumătate de oră, să-i ajut pe părinți și să le citesc eu povestea de seară. Poate cine știe se vor apropia și ei de o cărticică. Am reușit cu ajutorul editurii pentru care am citit, care mi-a trimis toate cărțile. Am reușit să le ofer și cadouri, câte o cărticică în fiecare zi. Ba chiar au fost zile în care am trimis multe. Și după 2-3 săptămâni când primeau respectivul colet, îmi trimiteau fotografii cu vai, asta e cartea pe care mi-a trimis-o mie doamna care îmi citește. Foarte frumos. Iar... Și a fost o adevărată pregătire, pentru că ne trezeam dimineața mai târziu, nu la 7, ci la 10, cum spune poezia Ninei Casian. Da. Ne trezeam puțin mai târziu, nici nu știam cum trece ziua, când ne pregătim pentru ceea ce avem de făcut, când mai ascultăm, când... Și ne pomeneam că se face ora 8, hai să lecturăm. Și Dora a fost alături de mine, și pisicul, și cățelul. Iar acum că s-au reluat spectacolele, încet, încet, timid, unde te vedem, în ce spectacole? Noi am pierdut foarte multe spectacole în această perioadă. Aveam pregătit o premieră, pe 21 martie trebuia să avem premiera, apoi aveam spectacole foarte multe, vreo 6-7 spectacole programate în aprilie. În mai n-am mai apucat să programăm pentru că nu se știa ce se întâmplă. Aveam 9 spectacole cu spectacolul Eu te cred, dar tu mă minți. Și în sfârșit, noi ne-am reluat activitatea la Teatrul Național și am reușit să jucăm mai multe spectacole sus, în aer liber, pe amfiteatru, sală care de obicei primește 300 de locuri acum, pentru că au fost restricțiile. Scaunele au fost reorganizate și au primit 60-62 de spectatori maxim, pentru că nu se putea altfel. Dar ne-am bucurat de întâlnirea cu acești spectatori teribili, cred că și noi și ei, și am reușit să jucăm spectacolele. Spectacolele Teatrului Național. Cele care au putut fi adaptate, pentru că, din păcate, sus în sala amfiteatru nu pot urca toate decorurile. Și nu pot fi prinse, nu pot fi ancorate, nu sunt multe lucruri tehnice care ne-au împiedicat să facem asta, însă au fost spectacole care au putut fi adaptate la spațiul de sus, mai ales că noi trebuia să păstrăm și, uite, Bârfe, Zvonuri și Minciuni e unul dintre cele pe care nu le-am putut juca, dar le-am repetat spectacolele. Ne-am întâlnit, le-am repetat în sala mare, tot cu toate restricțiile, cu măștile pe față, la distanță. Este noua paradigmă. Masca, n-avem ce să facem. Monica, vreau să știu, pe tine te vedem, știm cum ești ca artist, dar eu vreau să știu cum ești ca soție și cum ești ca mamă. Cum ești ca soție? Ca soție nu sunt cum sunt în divorțul anului. Așa. Pentru că n-am apucat să spun că săptămâna aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, în două festivaluri care au loc în țară, în aer liber, evident, putem în sfârșit să dăm avanpremiera și premiera acestui spectacol, Divorțul Anului, în regia colegului Ovidiu Cuncea. Este un spectacol care, într-adevăr, scoate în evidență o problemă destul de dificilă a cuplului aflat la 50 de ani. Ce se întâmplă și cum se întâmplă nu vă spun, pentru că vă chem la teatru atunci când vom reuși să reintrăm în sălile de spectacol. Și abia aștept să-l dăm la public. Iar ca soție, ce să zic, nu sunt cea mai bună bucătăreasă, dar de fiecare dată când gătesc și Aurelian și Dora îmi spun să mai faci.
Bun, deci înseamnă că ești și ești doar modestă acum. Nu-mi place să stau în bucătărie. Am înțeles. Spre exemplu, când stau în bucătărie, mi-au de fiecare dată încă ceva de făcut. Spre exemplu, mai învăț un text sau mă uit la un film. Mai amesteci un pic acolo în crăticioară, nu? Da. Mai arunci un ochi la o replică. Da, mai asculti muzică? Asculti muzică în bucătărie? Nu, că muzica ascult prin intermediul soțului și al fetiței. Și ție de ajuns, da? Nu mai vrei fetița și așa? Fetița este la vremea TikTok-urilor. Ah, da, toți cei de vârstă. Ei doar are 9 ani, nu-i așa? 9 ani și 9 luni. Da, mulți înainte. Mulțumesc, Doamne ajută. Și stă pe TikTok, se înregistrează, dansează, cântă. Măi, am descoperit că are niște abilități absolut fantastice. Am descoperit, de fapt, ce înseamnă acest TikTok. Este un program de editare mai mult. Și știe să facă cut-uri, știe să facă intrare, ieșire în decor. Am învățat-o puțin ce înseamnă planul 2, pentru că ea nu se gândea decât la ce face aici în planul 1 și am spus ce trebuie să aibă în spate și ce să dezvăluie și să nu dezvăluie. Sfaturi de la profesioniști, normal. Da, sfaturi de la profesioniști și zice, dar tu crezi că ceilalți știu? Păi zic, ceilalți nu au acasă nu și mama și tata, și tata artist, oameni nu? De teatru, da? Și televiziune, da. Și atunci tu trebuie să știi lucrurile astea și acum caută de fiecare dată planul 2 să aibă un decor potrivit în spate pentru ceea ce face. Și bineînțeles că de multe ori îmi cere să fac TikTok-uri cu ea și bineînțeles că facem TikTok-uri. Anul acesta a fost un an cu multe schimbări și în viața artiștilor noștri. Viorica Macovei a demarat o campanie de sprijinire a celor din industria Horeca, atât de încercată. A pornit la drum prin țară să ne arate câte minunății avem de descoperit. Noi suntem România, ne spune Viorica Macovei. Bine ai venit, Viorica! Bine ai venit între prieteni! Bine te-am găsit! Bun găsit tuturor celor care ne urmăresc! Ce campanie frumoasă! Cum ți-a venit ideea? Noi suntem România. Este o campanie pornită din suflet în plină pandemie, pentru că ne gândeam așa, ce putem să facem, având în vedere că suntem izolați, stăm acasă, ceva ce ar putea să ajute românul nostru atunci când iese din izolare. Ce să vă spun? Soțul meu a fost cel care a venit cu cele mai multe idei. De fapt, el a scris scenariul, efectiv. A, deci ai un scenarist? Da, am un scenarist foarte bun în casă. Totodată, o echipă numeroasă formată din 3 persoane. Așa! Cam aceasta a fost echipa de... echipa care a condus acest proiect, Noi suntem România, am filmat în locuri greu accesibile, în locuri mai altfel și totodată foarte ofertante pentru, și reprezentative pentru noi români. Bun, deci ai pornit această campanie în plină criză, să zicem, stare de urgență. Nu mai suportați că stăteați în casă, voiați să ieșiți, să vă plimbați, să vă bucurați de țara asta frumoasă. Care a fost prima destinație? Erați acasă la voi, acolo în Neamț? Eram la Piatra Neamț, da, acolo locuim. Se spune așa, fac o paranteză, că dacă ți-e drag bărbatul, ți-este drag și satul. Tocmai de aceea foarte multă lume mă întreabă, dar cum? Știam că ați locuit în București o bună perioadă de timp și acum v-ați mutat la Piatra Neamț. De ce? Este un oraș foarte frumos, este o zonă care se apropie foarte mult cu zona în care m-am născut, zona Bucovinei. Și atunci acomodarea vine natural. De fapt, nu știu dacă a trebuit să fie o acomodare. În plină pandemie, discutam cu soțul meu că după această perioadă de mare, mare încercare pentru noi toți, sigur, cu toți o să fim afectați. Ce am putea face să ajutăm românii noștri? Mediul Horeca și nu mai vorbim de spectrul artistic care este foarte afectat. Este mai mult decât evident faptul că se călătorește mai greu în această perioadă. Am anticipat cumva că o să ne fie greu să călătorim. Și atunci am gândit campania Noi suntem România, să ne vizităm țara, iar banii să rămână
în casă, la noi. La noi, da. La noi avem în nevoie casă. De ei. Facem economie. Și am provocat, oamenii din comunitatea noastră și se adună de la o zi la alta cât mai mulți, pe oficial Viorica Macovei, vă așteptăm acolo, să fim cât mai mulți, spuneam. Hashtag și noi suntem România, da? Hashtag noi suntem România. Acolo, da? Da, i-am provocat să ne trimită ei imagini și locuri interesante pe unde să mergem. Și să ne trimită povești, legende. Am aflat lucruri pe care nu le știam. Și vorba aia, tu ai străbătut țara asta în lung și în lat, cu tot până să spectacole și concerte, dacă până și pe tine te-a uimit, da? M-a uimit foarte tare, pentru că eu nu știam, în zona Sucevei, în județul Suceava, există crescătorie de cerbi. De cerbi? La Dârmoxa. Oameni buni, când veniți în Bucovina, faceți un drum și pe la Dârmoxa să vedeți o crescătorie de cerbi. Superb! E un colț de rai. Apoi, babele de la Ulmeț. N-am auzit. Nici eu. Din județul Buzău. O destinație, ai impresia că se plimbă OZN-urile în jurul tău. Chiar așa, vă rog să intrați pe noi, suntem România.ro, pe site-ul nostru, să descoperiți aceste destinații. Nu mai spunem de chilia lui Daniel Sihastru. Prima școală românească de la Brașov, cu băncile de atunci. Din Șchei, de acolo, nu? Doamne, da, extraordinar! Am fost acolo, da. Nu am avut ocazia să merg, deși, repet, am umblat ceva prin țărișoara noastră. În Dobrogea ați ajuns? În Dobrogea am ajuns la dunele de nisip de la Letea. Da. Nu știam, știam de pădurea de la Letea, da. Știam de cai de la cai Letea, de la Letea, da, dar nu știam nu știe. Că există în România noastră frumoasă dune de nisip. Da, Adam Clisi, la peștera Sfântului Andrei, din Dobrogea ai ajuns? Nu am ajuns, este unul dintre obiectivele pe care le vom posta pe Noi Suntem România. Dar tot așa, noi practic ce facem? Colectăm toate sugestiile fanilor sau a oamenilor ce fac parte din familia Noi Suntem România. Și le dezvoltăm, le mai căutăm pe informații noi și vrem ca să fie un fel de un jurnal adevărat de vacanță cu tot ce trebuie, cu toate ingredientele, adică locație, localizăm pe hartă. Omul când intră pe site-ul Noi Suntem România, este condus direct acolo cu toate detaliile. Da. Care a fost prima destinație în care ați ajuns, prima locație? Să mă gândesc mai bine, cred că dunele de nisip de la Letea, dacă nu mă înșel. Da. Cred că dunele de nisip de la Letea. Și când vă ia să faceți acest lucru, mergeți până acolo, ok, petreceți timp pe drum, mi se pare obositor, nu e obositor? Nu mergem la toate aceste destinații pentru că ar fi imposibil să postez cel puțin 2-3 destinații pe săptămână să și ajunge acolo. Gândiți-vă că noi suntem oameni bine intenționați, fără bugete, fără campanii în spate, fără proiecte. Nu vă suportă nimeni banii de benzină. Da, da? Deci absolut nimic. Da. Sunt lucruri pe care noi le facem din dragoste de țară și să ne ajutăm semenii. Atâta tot, fără nimic în schimb. Prin urmare, tocmai aici este frumusețea. Atunci când provocăm oamenii să ne trimite aceste destinații, iar noi să mergem pe urmele lor. Care sunt locurile tale de suflet din țară? Știu Trebuie să fie o groază. Câteva, un top 3 sau măcar un top 5 dacă nu poți un top 3. Uite aici unde ești, unde ești? Mă uit la niște fotografii, erai... Aici erai în studioul de înregistrare. Da, și mai devreme era o fotografie pregăteam. Cu tine. Aici sunt la o cramă undeva în Republica Moldova. Nu mai spun unde. Nu mai zicem, nu da, facem da, da. Reclamă. Aici eram la Dublin. La Dublin. Uh-huh. Să ne înțelegem foarte bine. Nouă ne place foarte și mult. Aici? La Piatra Neamț. La Piatra Neamț. Chiar vă invit să descoperiți orașul. Este absolut superb. Aici la Iași, drag. După cum se vede la Palatul Culturii. Vrem să transformăm viața noastră, aici la Bulgaria, să transformăm viața noastră într-o călătorie. Într-o călătorie frumoasă, o călătorie, de ce nu perpetuă? Să transmitem și copiilor noștri această dragoste. Dar trebuie cultivată treaba asta, pentru că dacă te mulțumești cu ceea ce, cu lucrurile, cu
confortabile. Da, dacă ești în zona ta, da, de confort. Uh-huh. Nu e bine, pentru că trece viața pe lângă noi și ne dăm seama că nu am rămas cu mai nimic. Frumusețea constă să vedem mereu lucruri noi și chiar așa, de ce nu să lăsăm ceva după noi? Și după această perioadă poate să venim, de ce nu, cu sugestii de călătorie și de prin împrejurimile țării noastre, de ce nu? Dar acum este un moment bun să ne descoperim ceea ce avem noi frumos și valorile noastre. Păi să descoperim, vreau să vedem și clipul campaniei și vorbim drag după aceea mai multe. Hai, România! Sunt Viorica Macovei și te provoc să-ți cunoști mai bine țara, istoria și tradiția. Ca să știi de unde te tragi, ca să știi cine ești și încotro vrei să mergi. Chiar dacă nu avem autostrăzi, eu am ales să bat țara în lung și în lat până o să știu fiecare cătun din țărișoara asta. Nu ți-e poftă de o mâncare gustoasă așa cum făcea bunica? Eu am ales să mănânc bucatele noastre tradiționale și nu brafurile altora care ne tratează cu dublu standard. Eu am ales să mă încarc bateriile în locuri minunate pe care Dumnezeu le-a dăruit românilor. Vino și spune-ne dacă ești mândru de România ta și arată-ne locuri minunate pe unde să mergem. Lasă-ne un mesaj pe hashtag Noi Suntem România. Și uite așa ne vizităm țara, iar banii rămân în casă, la noi. Eu nu vă cer nimic, doar haideți să ne ajutăm între noi. Tu unde ai ales să mergi în România noastră? Viorica, este un clip absolut superb, mi-ai făcut poftă de călătorii tare mult, aș vrea să ajung și în locurile acelea. Vreau să știu dacă i-ai insuflat fetiței tale această pasiune a călătoriilor. Da, este obișnuită. Încă de la 3 luni am mers peste tot cu Sofia pentru că am alăptat-o până la 2 ani, acum are 3 ani. Mulțumesc asemenea. Și Sofia a fost în miezul problemelor peste tot unde a mers. Că a fost vorba de spectacole, că a fost vorba de emisiuni, pur și simplu, mini-vacanțe. Nu am lăsat-o nicio jumătate de zi măcar cu mama sau cu oricine altcineva. Deci a fost prezentă. Și abia așteaptă când vede că pregătim geamantanul, ne și întreabă, dar unde plecăm? Plecăm undeva? E lărgit în universul, e insuflat această pasiunea voastră și cu siguranță da, ea pe viitor va face aceleași lucruri ca, nu? Sperăm, ca și voi. Ce vrea Dumnezeu, nu știm. Noi nu ne mai facem planuri și chiar vorbeam înainte de a intra în direct. Dacă vrei să râde Dumnezeu de tine, fă-ți planuri. Adică în ziua de astăzi... Să le lăsăm așa cum vin, nu? Da, exact. Așa ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și El știe mai bine ce să se întâmple. Spune-mi, te rog, din călătoriile tale prin țara noastră frumoasă, cum te-au primit localnicii? Te-au invitat acasă la ei? Ți-au gătit? Le-ai cântat? Cum a fost? Da, da. Peste tot pe unde mergem, suntem primiți cu, în general, artiștii. Cu dragoste, cu aplauze, cu flori. De aceea, poate că această încercare, pandemia, ne-a determinat pe unii să conștientizăm mai bine acest dar de la Dumnezeu. Câtă bucurie de care beneficiem noi, nu pot să spun gratuit, pentru că și noi am muncit foarte mult ca să ajungem. Unul pe o treaptă mai înaltă, altul pe o treaptă mai joasă, dar atunci când ajungi în comunități, ești primit cu bucurie. Ei, la mine transformarea este un pic cam mare, de la costumul popular
la vestimentații de genul acesta sau absolut nu mai spunem superbă ești. Vestă sau mulțumesc, chiar absolut superbă, trebuia să spun, nu pot să nu mă abțin, superbă, o rochiță superbă frumoasă. Mulțumesc din suflet, Sonia Ștefănuț, prietena mea, best bride, dacă îmi permite să spun, creații așa pentru sufletul nostru, simple și nu știu, în care se regăsește orice doamnă, o creație mai delicată. Bun, spuneam că această vestimentație poate mă mai aduce așa aproape de zona mea, dar să mă vedeți în blugi și în vestuță și cu rucsac în spate și cu o șapcă în cap. Nu te recunoaște nimeni. Se uită lumea așa, măi, parcă știu pe doamna asta sau pe fata asta de undeva, dar de unde? Și încep să vorbesc. Și în clipa, aud glasă, nu? În clipa în care mi-aud glasul, nu sunteți Viorica Macovei? Ba da, v-am recunoscut după voce. Doamne, ce onoare, nu? Cum transformare. Da, da, cum ți se adresează? Da, sunt bucuroși, da. Este onoare să facem o poză peste tot pe unde mergem și plecăm cu dar de peste tot. Putem să spunem treaba asta. Care este cel mai neobișnuit lucru pe care l-ai primit? Să mă gândesc, neobișnuit? Da. Nu știu acum. Au dat vreo găină de undeva, nu știu, au dat din grădina lor fructe, roșii, da, de toate. Nu știu eu. De la o sticlă de ceva până un la rachiu, un vin românesc, un rachiu, un vin, o afinată, un o sirop făcut în casă, o dulceață, un ruj, am primit. Da, la un moment dat am primit și asta. Deci tot felul de oamenii lucruri. Oamenii sunt generoși, sunt frumoși, se bucură să te vadă și normal. Nu mai spunem obiecte vestimentare tradiționale. Sunt persoane care vin la mine și spun, doamna Macovei, chiar dacă nu sunteți din zona noastră, am și o ie sau un batic sau o maramă care vreau să rămână undeva, să fie păstrată și tratată cu dragoste și cu cinste, pentru că am de la străbunica mea. Vă rog să o prețuiți sau aveți acolo în colecția dumneavoastră. Ce frumos! Ce bucurie pentru mine! Spune-mi, te rog, în perioada aceasta dificilă, atât pentru artiști cât și pentru industria Horeca, cum a fost pentru tine? Cum te-ai descurcat? Ai renunțat la concerte, că na, asta a fost să fie? Te-ai orientat spre online? Merg concertele, nu știu, să faci un proiect online? E aceeași apropiere între tine și public? Da, mulțumim lui Dumnezeu, ne-am descurcat foarte bine pentru că am creat lucruri noi. Am gândit proiecte, am scris scenarii, am dezvoltat chiar business-uri care să mă reprezinte și toate la momentul potrivit. Cum ar fi, dau puțin din casă. Un pic, așa. Pe noi ne definesc anumite elemente, ca nație, ca popor, printre care și vestimentația tradițională. Și atunci mă gândeam că ar fi frumos ca în fiecare casă de român să existe și un obiect tradițional vestimentar. Nu spun mai mult, nu spun. O să descoperim mai în timp așa, încă se mulțumim lucrează. Mulțumim că n-ai spus. Dar suntem pe ultima 100 de metri. Da, suntem pe ultima 100 de metri și vom lansa ceva frumos, de suflet, repet. Bine, așteptăm cu interes. Un proiect. Un proiect, da. Iată, noi suntem România este un alt proiect creat în pandemie. Apoi, sigur, am înregistrat. Imediat după ce am ieșit din izolare, ne-am dus în studio, după cum ați văzut, am mai înregistrat melodii noi și pregătim. Deci lucrurile nu se opresc. În schimb, întâlnirea cu publicul este limitată. Oamenii se feresc să facă astfel de evenimente mari. Da. De ce? Pentru că, Doamne ferește, dacă apar multe cazuri de îmbolnăviri, cine este vinovat? Organizatorul. Și ca să fie exonerați de orice responsabilitate, preferă să facă fie în online. Noi nu ne-am gândit să facem concerte, dar în schimb m-am adunat mai mult pe partea de online și am fost mai activă în ultima perioadă, dându-le oamenilor fotografii noi, făcând live-uri, diverse filmulețe, pastile pentru suflet, doar ca să fim apropiați în continuare. Să fiți prezenți, da. Uh-huh. Pentru că tot ai vorbit de înregistrări, vreau să vedem un pic dintr-un clip, un nou clip al tău și vreau să ne promiți că vei veni cu piesa și o vei lansa la noi între prieteni. Cu drag. Priviți.
ideea în sine de a promova Bucovina prin frumusețile pe care le are este extraordinară și felicit și colegii mei din Bucovina care efectiv prin clipurile și prin imaginile pe care le postează pe conturile lor dezvăluie din frumusețile pe care le avem. Și așa îi determinăm pe oameni să vină la noi. Iar ajungem la noi în România. Da. Spune-mi, te rog, cine îți compune piesele, cine îți scrie versurile? Da, mare parte din melodiile mele sunt create de profesor Maria Macovei, omul care m-a șlefuit, m-a descoperit. Este un om pentru care eu am un respect deosebit. Sunt create în stilul tradițional. Să ne înțelegem bine, nu mai sunt izvoare vii ale cântecului popular, de unde să mergem să culegem, culegeri de folclor, cu melodii necântate. Toate sunt cântate. Acum trebuie să creez în stilul tradițional și pot să o facă frumos oamenii din zonă. Apoi, un prieten bun, drag sufletului meu, este Marcel Piticar, care îmi creează frumoase versuri, dar orchestrația, haina frumoasă, este într-adevăr dată de maestru Nicolae Botgros, împreună cu Lăutare din Chișinău. Sunt profesioniști pe care îi iubesc din tot sufletul. Sigur că în întreaga țară noi avem multe orchestre bune și ne mântrim cu muzicieni de excepție, dar noi suntem mai apropiați de Lăutare din Chișinău și maestru Nicolae Botgros. Întreg CD-ul Dragoste mult așteptată, pe care se regăsește și melodia Bucovina, întreg acest album a fost înregistrat cu Lăutare. Și cât ai stat la fiecare piesă? Cât ai stat? Este un record, îmi spune maestru de fiecare dată. Eu în maxim 2-3 ore, să spunem așa, dar nu, e mult spus, înregistrez întreg albumul, vocea. Da. Pentru că maestru împreună cu Lăutare din Chișinău realizează negativele, apoi ni le trimit, pentru că nu s-a putut efectua deplasarea în Republica Moldova. De regulă acolo se înregistrează și vocea. Acum ne-am limitat la tehnica aceasta care ne permite să exportăm un proiect acolo și totul se masterizează în Republica Moldova. Avem oameni excepționali și acolo și la noi, acum fiecare dintre noi unde ne regăsim. Deci să înțeleg că ai lansat acest album, un spectacol, înțeleg că nu în curând? Nu în curând, nu. Au fost multe proiecte și Brăila și Județul Neamț, dar Iași, dar toate au fost anulate tocmai pentru a evita riscurile îmbolnăvirii COVID-19. Și pentru tine ca artist, cum este să nu mai poți să susții acele spectacole cu care eram toți obișnuiți? Eu am învățat așa, că tot ceea ce vine de la Bunul Dumnezeu trebuie luat ca tare, trebuie să fim împăcați, să fim mulțumiți și să nu dramatizăm foarte tare. De ce? Pentru că nu facem altceva decât să îngreunăm trecerea acestei perioade. Nu? Nu mai bine luăm partea frumoasă a lucrurilor? Și ne bucurăm și ne adaptăm? Așteptăm cu mare bucurie revenirea și întâlnirea cu publicul, pentru că una este să cânt eu foarte frumos aici în fața camerei și alta este să cânt în fața omului direct. Dar nu se poate deocamdată. Așa că, iată, perioada aceasta a fost o lecție foarte, foarte bună pentru noi toți. Să apreciem mai mult ceea ce am avut. Libertatea în sine este un dar, iată. Așa este. Da? Și cred că acum am realizat ce important este să fii liber. Da. Și să te poți deplasa la serviciu. Știți că uneori spuneam, Doamne, trebuie să plec la Constanța sau la Timișoara sau la Baia Mare sau la Arad. Dar se părea foarte greu, ți se părea o corvoală. La Sibiu. Da. Și acum când nu mai poți să pleci, ce faci? Da, ce frumos era și am promis împreună cu soțul meu, ne-am făcut așa o promisiune că vom transforma fiecare deplasarea noastră într-o mini-vacanță. Frumos. Prelungim deplasarea cu o zi ca să ne bucurăm de lucrurile frumoase din țara noastră. Viorica, trebuie să-mi povestești despre bucătărit și bucătărie. Wow. Ești mămică, sunt sigură că atunci când te apuci de gătit este sărbătoare acolo în casă. Nici nu pot să-mi închipui ce bucate pregătești. Ce îți place cel mai mult să gătești? Peste 2-3 luni trebuie să vorbim mai mult. Da, trebuie să vorbim, nu? Începe diversificarea. Începe, da. Așa. Ce-mi place să gătesc?
Nu există lucru pe care să nu-l fac și să spun, domnule, nu pot sau nu vreau. Nu. Ai învățat de la mama ta? Da. Da. Și știu să fac orice. De la ciorbe, la sute, la tocănițe, la fructuri. Și în bucătărie. De toate. De toate. De toate. Uneori ne ies, de ori nu ne ies. Dar vorba bunicii, dacă punem puțin suflet acolo, sigur iese mâncarea gustoasă. Eu mă uit la mama, o surprind în bucătărie. Mama niciodată nu respectă un gramaj, nici un rețetar. Mama. Așa nimic. Sunt mamele, cred. Și pun așa un pic din toate. Eu sunt cu rețeta în față, nu. Eu sunt foarte strictă. Mama nu. Uite, dragă, pui din ochi, uite aici ulei, uite aici sare, uite aici condiment, uite aici gut. Da, și mâncarea nu este mai bună? Ba da, mamei? Ba da, așa mult este. Mai bună. Așa este. Pentru că... Au mamele ceva, zic eu, au mamele ceva. Spune, dacă ar fi să venim în Bucovina, ce ne-ai pregătit? Ce bucate tradiționale? Oh, deja am o problemă. Că mă gândesc, salivez la ideea că în Bucovina arta culinară este... Bogată. Puteți să mâncați de la plăcințelele alea, sau plăcintuțe, cum ar spune bunica, poale în brâu, cum ar spune nemțeanul, dacă mergem înspre Sadoveanu și Hanula în cuței. Încep să înghită în sec. În sec, da, sigur, tot felul de mâncăruri pe care le face tot românul, tochitura noastră bucovineană. Sărmăluțe moldovenești. Sărmăluțele noastre, da, sigur că da. Și un pahar de afinată făcută de mama, cred că ar fi potrivită, nu de alta, dar să ne pregătească pentru... O porție de tocinei cu smântână. Ce sunt aceia tocinei? Tocinei? Da. Interesante denumirea, nu? Da, da. Un fel de papanaș, dar făcut din cartofi. Cartof ras cu un pic de ou, cu un pic de făină ca să se lege compoziția. Prăjit. Calorie, puțină calorie acolo. Da. Dar aerul este tare, este puternic, așa că nu se pune nimic, garantez. Și apoi... smântână din beșug, dar o smântână din aia ca să stea lingura dreaptă în smântână, foarte densă, da, da. Cu dulceață de afine. Ah, mi-ai făcut poftă. Orice fel de dulceață. Mama mai face de frăguțe.